Cultura rapiței de toamnă este reprezentată în portofoliu Donau-Sat, să spunem așa, la nivel de cinste. Ca și în cazul portofoliului de cereale păioase de toamnă, dispunem de o varietate foarte mare de soiuri pe de-o parte, cât și hibrizi. Practic, dacă începem cronologic cu campania de primăvară, suntem între puținele companii care păstrează în portofoliu o ofertă chiar și limitată de hibrizi de rapiță de primăvară. Iar pentru ce înseamnă portofoliul de toamnă, aici acționarii noștri de la SAD BAU din Austria au intensificat activitățile în sensul în care avem doi hibrizi de rapiță de toamnă care sunt în cadrul procesului de omologare în România. Unul din ei este în al doilea an, iar al doilea este în al treilea an. Sunt niște hibrizi de mare productivitate din grupa semi-tardivă de maturitate. În prezent, Donau-Sat pune, să spunem așa, cu tradiție pe piața din România, doi hibrizi de rapiță de toamnă. Prezident pe de-o parte și Panteon pe cealaltă parte sunt hibrizi diferiți și complementari unul față de celălalt. Prezident este un hibrid semitimpuriu, este un hibrid care trebuie însămânțat în cadrul epocii optime, este adaptat în toate zonele de cultură din România, iar pe partea cealaltă, hibridul Panteon, este un hibrid care este pretabil și semănatului în afara epocii optime, dar sigur păstrând o întârziere rezonabilă în funcție de condițiile din toamnă și iar prognoza toamnei pentru timpul probabil. Mai mult decât atât, prin comparație, hibridul Panteon are o reluare târzie în dezvoltare în cursul primăverii, în vreme ce hibridul Prezident se mișcă destul de repede și îndată ce sunt întrunite condițiile favorabile, acesta începe și își dezvoltă ramificațiile, iar tija principală, meristemul apical, pornește cu viteză destul de mare spre alungirea la nivelul înălțimii caracteristice a plantei. Mai avem în ofertă două soiuri de rapiță de toamnă. Soiurile de rapiță de toamnă sunt întotdeauna o opțiune, în primul rând, datorită presiunii financiare mai scăzute. În al doilea rând, cultivatori, în cazul unui an nefavorabil, pot să nu se îndrepte către sămânța hibridă și iar acest aspect se va resimți întotdeauna în economia fermei. Pe lângă cele două soiuri de rapiță de toamnă, mai avem alți doi hibrizi noi, omologați în catalogul european și care o să-i propunem în primul rând în culturi demonstrative. Îi avem în acest an, în recolta anului 2022, la finalul primului ciclu de testare, în rețeaua de testare a Donau-Sat, și s-ar putea ca numele Tatiana, Stana sau Pirol să devină din ce în ce mai prezente în oferta comercială a Donau-Sat din România. Donau-Sat asigură și în 2021 a făcut-o și în 2020 și va continua să o facă și în 2022. Producătorul agricol, prin cazul neplăcut în care cultura de rapiță de toamnă însămânțată din hibrizii puși la dispoziție de la Donau-Sat, în cazul în care avem un eșec în răsărire sau dezvoltare, intrare în iarnă, densitate sub optim, venim în sprijinul tuturor cultivatorilor prin acordarea de semințe de floarea soarelui pentru a reînsămânța suprafețele respective în primăvara succesivă. Este un ajutor pe care noi dorim să-l acordăm, să sprijinim economia fermei, despre care aminteam mai devreme că este foarte importantă. Și în același timp suntem convinși că astfel pariul producătorilor cu cultura de rapiță, pentru că la momentul semnatului este efectiv un pariu, este favorizat.